La bună revedere, prieteni! La ce altceva dacă eu, Armanda Filipine, sunt aici în fața dumneavoastră decât la momentul de poezie. Astăzi, 22 august 2021, întâlnirea noastră cu numărul 525 în continuu, zi de zi, și v-am zis, nu ne oprim, pentru că e în continuare pandemie și pentru că ne place poezia și eu consider că dacă iubim poezia, o să fim și ceva mai protejați în această pandemie. Stăm împreună, măcar acum, la momentul acesta în care nu vine virusul SARS-CoV-2 peste noi, nu-l lăsăm, facem un cerc din ce în ce mai mare de iubitori de literatură. Și ca de fiecare dată avem și o coloană sonoră, astăzi un compozitor pe care nu l-am mai ascultat în momentele noastre, francezul Johann Christoph Papusch, un compozitor din perioada baroc, perioadă, știți, pe care o folosesc des la momentele de poezie, și chiar dacă o să fiți un pic atenți, o să vedeți că este minunată această compoziție și se potrivește foarte, foarte bine cu spiritul poeziei, așa, un pic mai eterat, un pic mai delicat sau un pic mai mult delicat. Chiar avem nevoie de delicatețe în aceste zile în care, ați văzut, se întâmplă o mulțime de grozăvii în lume, evident, datorită nouă și războaiele și schimbările climatice și multe altele. Da, să revenim la ceva mai frumos, spuneam, la poezie, ce altceva, de aceea ne întâlnim la aceste momente. Încep întâlnirea noastră cu un autor din Republica Moldova, Valeriu Matei, despre care am văzut că a lucrat și în Institutul Cultural Român, filiala fraților noștri de la Republica Moldova. Un autor născut în 31 martie 1959 în Basarabia, care este membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, dar și al Uniunii Teatrale din Republica Moldova. Este și eseist, este și om politic, să știți, sau în fine a fost o vreme om politic, a activat. Și cred că a făcut bine, pentru că oamenii de cultură de obicei, nu cei care sunt cu vederi așa, cu ochelari de cal, nu dau nume, știți la cine mă refer. Deci oamenii adevărați de cultură fac bine atunci când merg în zona politicului. Am găsit poeme foarte interesante ale lui Valeriu Matei în revista Viața Românească, numărul 34 din 2007. Știți foarte bine, găsiți arhiva pe internet. Sunt acolo mai multe poeme Valeriu Matei, din care eu am selectat cel care poartă titlul Ziua a treia. Pe colina cu spini nu mai răsare soarele, nici de florii, nici în ziua împletirii coroanelor. Toate răstignirile s-au făcut de mult. Tragedia noastră nu e o comedie a calvarului. Când se râde printre șuvițe de sânge și se moare zâmbind de prea mult plictis al vieții. Larmă în infernul lavei și în ceruri, iar pe pământ tăcerea noastră nu anunță amurgul lucrurilor. Valeriu Matei, dragii mei, cu un poem foarte frumos, care evident face trimiteri la filozofia religiilor și nu doar la filozofia religiilor, ci și la elemente clare din istoricul evenimentelor religioase din creștinism, și apoi acel final care face clar și el o trimitere culturală, literară, doar că aici e un pic răsfrânt, și
Îmi place că autorul spune foarte clar lucrurilor pe nume, amintind că tragedia noastră nu e o comedie a Calvarului și că există o larmă în infernul lavei, e clar, lava zilelor, a vieții, și în ceruri. Și, după cum deja observăm, există larmă destul de mare în ceruri și atâta căldură încât iau foc pădurile din nefericire. Pădurile din care știți foarte bine că se face și cartea, nu-i așa? Cartea formatul clasic, nu-i așa? E o parte componentă, iată, și a vieții vegetale, să zicem că e o translare a acestei vieți pe care ar trebui să o protejăm, să o iubim și să o perpetuăm mai departe. Și chiar să înțelegem zâmbetul. Poate că și pădurea are un zâmbet. În mod cert, versurile următorului autor au foarte mult umor. Constantin Ardeleanu, sau Tică, așa cum îi spun prietenii, un autor născut în septembrie 1948 la Tazlău. Este cel de-al doilea autor al momentului nostru. I-am găsit citate versuri din volumul Toamna însingurării în revista Urmuz, numărul 56 din 2020, revista condusă de Florin Dochea. Știți foarte bine că v-am folosit-o și ieri, am folosit-o ieri la momentul de poezie. Atunci am selectat un autor străin tradus de Florin Dochea. Acum am zis să-l prezentăm și pe acest hâtru autor care face și parodie, nu doar poezie, care scrie și proză, care a publicat și teatru și să vedeți ce frumoase versuri, chiar dacă sunt trunchiate, fragmente pe care le-am găsit citate în textul de prezentare al acestui frumos volum, Toamna însingurării, se cheamă așa de frumos încât aș face un întreg eseu despre acest titlu. Dar n-am cartea la îndemână, așa că o să vă citesc doar versurile, care mi se par, v-am zis, sunt nu doar umoristice, ci foarte, foarte frumoase. Sunt despre dragoste și cu dragoste, deci autorul Constantin Ardeleanu, sau Tică, Constantin Tică Ardeleanu. Aproape că l-atinge, dar e atât de departe altarul iubirii, de el, vertical, despărțindu-l, o catapeteasmă de iluzii. Și încă o strofă. Și în viața mea de n-ai mai fi, iubirea răstignindu-mi-o în cuie, în stupi s-ar face miere amăruie și chipul tău de ceară s-ar topi. Chiar nu vrem să se întâmple asta, nu-i așa? Să se facă în stup miere amăruie, Doamne, Doamne, Doamne. Dar faptul că iubita are chip de ceară, deja e interesant și trebuie să căutăm volumul, repet, Toamna însingurării, autorul Constantin Tică Ardeleanu și să vedem exact despre ce este vorba. Oricum, chiar și cu umor, chiar și cu zâmbet, aici este și un pic de tristețe. Adevărul e că iubirea nu e niciodată perfectă, cum nici viața nu e perfectă, dar poezia e frumoasă și merită să facă parte din viața noastră. La fel cum e bine să ne întâlnim, v-am zis și repet, cu autori de pe alte meleaguri, cu autori din alte limbi, chiar dacă sunt traduși de alții, de mine, de cine or fi, important e că îi avem aproape și prin apropiere sau prin comparație, poezia câștigă foarte mult și noi câștigăm experiență și bucuria, repet, de întâlnire cu oameni valoroși. Dintr-o revistă, Neuma,
numărul 1-2 din 2019. Am să vă prezint câteva versuri semnate Denis Amorin, un autor francez născut în 1956, tradus în această revistă de Sonia Elvireanu. Nu vă mai spun revista Neuma, ca și editura, sunt conduse de Andreea Hedeș, scriitoare la rândul ei. Revista Neuma are site, găsiți pe internet numerele arhivate foarte frumos și de citit pendelete, chiar dacă pe format calculator e bine de citit. Și iată acest autor francez, eu pronunț așa cum vine mai la îndemână, Denis Morin, și cu o poezie foarte interesantă. Haideți să vedem și zicem câteva cuvinte la sfârșit. Nu știu dacă mai trebuie să bat înainte să intru în casa pustie, fără să uit pe prag armele. Să le pun, nu știu. Dacă voci mă mai cheamă într-o limbă ce mă face să tremur, fără ca sensul să le înțeleg. Toate oglinzile sunt sparte și e mai bine așa. Nu mai sunt la ferestre obloane și pereții sunt goi. Am uitat să-mi iau cutia cu chibrituri, să-i dau foc. Tot timpul e pușca aceea țintită spre mine. Când voi ieși iar, va fi timpul să mă gândesc, poate, la asta. Și autorul nostru francez, iată, ne face să ne gândim și noi, nu doar la prezumtiva pușcă ațintită spre el, spre autor, dar și spre noi, ci și la toate sensurile pe care le are acest scurt poem, dar extraordinar de interesant, din care ar trebui să reținem, zic eu, faptul că există limbi pe care le auzim și care ne fac să tremurăm și știm că sunt așa. Nu doar limba natală, mai ales când ești departe de țară și o auzi, ci multe alte voci care rostesc în alte limbi cuvinte pe care le înțelegem sau nu, ne fac să ni se înfioare toată ființa. Apoi, o lume în care toate oglinzile sunt sparte și, spune autorul nostru, e bine că e așa. Da, câteodată ar fi bine. Apoi, nu mai sunt ferestre cu obloane, dar pereții sunt goi. E periculos să ai ferestre fără obloane și e trist să ai pereții goi, dar, repet, poezia în care există și o pușcă, trebuie nu doar citită, ci gândită și interogată, pentru că ea spune un adevăr pe care, iată, l-am auzit acum la știri cu Afganistanul și cu o mulțime de alte teritorii în care lucrurile nu stau din punct de vedere al păcii, așa cum visăm noi, dar până la urmă să ne gândim că omul este totuși un animal. Nu chiar social, chestia cu socialul, am învățat-o. E la fel un animal care nu e deloc tolerant și asta o știm și ar trebui să și înțelegem. Nu este un monogam și asta ar trebui să înțelegem, dar până la urmă e dincolo de animalitate atunci când se apropie de poezie. Și atunci să rămânem în această minunată zonă în care ne place să ascultăm și muzică și zona baroc este, iată, o consecință a faptului că omul este umanoid și bine că e așa și are posibilitatea să se bucure de lucruri pe care un animal
le tratează cu completă indiferență sau nu. Ați văzut, animăluțele noastre de companie sunt foarte, foarte atrase, mai ales de muzica asta așa de frumoasă și de interesantă. Faceți acest test cu animăluțele voastre de companie și o să vedeți că așa este. Și drept pentru care eu vă spun că e bine să continuăm să fim împreună și să ne protejăm. În acest val 4, din câte înțelegem, de pandemie, să rămânem împreună protejați la momentul de poezie, deci vă dau întâlnire și mâine la o nouă întâlnire.